Salutare, că aici eu sunt Cați, bine v-am regăsit la un episod nou de un Squad Builder. Dar stai să dau un pic la reclama asta, că nu le mai suport. Un Squad Builder din Bundesliga, o echipă pentru cei care preferă Bundesliga. Adică știu că sunt și fan Bundesliga, cum sunt și fan la Liga, fan Premier League. Bine, fiecare începe cu ce echipă vor la început. Și de asta eu fac acum echipe de 1 milion. Echipe pe care toată lumea ar trebui să și le facă în perioada asta, consider eu. Adică 1 milion este destul de ok. Chiar dacă nu joci foarte mult, mi se pare super ok să faci echipe de 1 milion până acum. Și o mergem pe Bundesliga, am spus, o să mergem în poartă pe Neuer. Cardul normal. Boateng. Aici pe RB. Mi-aș merge pe un Goretzka aici la mijloc, care arată foarte bine. Adică eu nu l-aș juca așa cum am. Mai merge și cu un Royce. Aici am bani, merge cu un Coutinho. Un Coutinho bun. Aici merge cu un Thorgan Hazard. Sau Gnabry. Voi ce ați alege? Eu și alege un Thorgan Hazard, cardul ăsta mai exact. Pe striker aș merge pe Leva, care arată super, super bine pentru un atacant de genie. Un atacant de care este el destul de lent, dar dacă mai e uniform o să fie super bun. Și este un... Deci până acum echipa de o vedeți pe ecran, nu vă arăt mai mult de 3, este ca și mai mult nevoie să acoperim 4 posturi. Mai avem nevoie de un CDM care o să găsim foarte, foarte greu. Și ar fi Kimmich, tot de la Bayern. Aici pe, eu aș merge pe Rusinio. Rusinio. Așa. Pe dreapta n-am nicio idee, adică pe cine să ajungi pe dreapta? Spuneți-mi voi. Deci pe Kimmich l-am băgat așa. Aici eu aș merge pe Hernandez ăsta. Deci Hernandez ăsta mi se pare super ok. Ideea vă voi arăta cum v-aș, cum aș juca eu echipa. Și aici cine? Spuneți-mi voi cine. Eu n-am nicio idee, adică Pavard. Schultz, dar în 7 nu e ce trebuie. Schultz în 7 chiar nu e ce trebuie, băieți. Și n-ai ce echipe să-ți faci, deci dacă nu-ți faci un hibrid, n-ai cum să te accesi pe o singură ligă. Asta zic eu, adică fiecare poate să considere ce vrea el. Este părerea mea sinceră. Dacă tu vrei o echipă de liga aia, fă-ți o echipă din liga aia. Dacă tu vrei o echipă din o singură ligă, fă-ți dintr-o singură ligă și tot așa. Fiecare vrea ce vrea el, păi bune acum. De ce să... Oricum, sper să se audă bine, băieți, să nu se mai blocheze, că nu dau seama, uitați. Acum probabil că s-a blocat și voi nu mă auziți pe mine, dar eu nu dau seama de la ce se blochează. Adică cu un i9-9900K nu e orice procesor, se blochează, pe bune? De ce să se întâmple asta? Acum o să încerc episodul următor să remediez problema, dar aceasta ar fi echipa mea de Bundesliga, dacă aș fi să fac echipă pe Bundesliga, dar doar, nu fac eu doar pe Bundesliga și nu cred că își face nimeni. Și aș merge pe un 4-2-3-1. Așa, așa, așa și așa. Deci așa aș merge eu pe echipa asta, nu știu, fiecare merge cum vrea, dar așa aș merge eu. Părerea mea este o echipă bună, adică este acceptabil, nu pot să zic că e wow, dar nici. Oricum, o să ne vedem data viitoare la un nou squad builder din Tobele, Italia. Și după aceea, probabil, nu știu, voi vedea ce idei vor mai veni.